Bună seara și bine v-am regăsit, stimați telespectatori, la emisiunea Reflector Analitic. După cum v-ați obișnuit, la această oră intrăm în casele domniilor voastre cu un talk show social-politic. Pentru ediția de astăzi ne-am propus să discutăm despre ceea ce s-a desfășurat pe parcursul zilei. Este vorba de semnarea decretului de numire în funcția de procuror general al lui Eduard Haruge. Aceste aspecte vom încerca să le elucidăm cu invitații ediției, care sunt Vadim Filipov, avocat. Bună seara, bine ați venit! Și Alexandru Presac, avocat. Bună seara, domnule avocat, bine ați venit în cadrul studioului Reflector Analitic. Pentru început, domnule Filipov, vreau să explicăm de ce această grabă de a numi procurorul general de către domnul Timofte. Și pe rețelele de socializare, astăzi am văzut că foarte multă lume făcea trimitere și la faptul cum a fost investit guvernul Filip. Există foarte multe similitudini. Vă rog. În primul rând aș vrea să spun în privință la atmosfera, dispoziția societății, care este destul de, așa aș spune, față de guvernare, nu chiar bună. Cât la investirea guvernului, cât la de cum și numirea procurorului, se face așa foarte repede și se face, părerea mea, societatea nici nu știe, populația nici nu știe despre aceste fapte când de acum află post-factum. Da? Desigur, pe oamenii ăștia asta îi deranjează. Deranjează deoarece oricum se pregătesc pentru unele evenimente, dar când se face totul pe ascuns, posibil la oameni apare careva suspiciuni și inclusiv și la noi, la toți, de ce așa se face în grabă. Bine, toți se așteptau că procurorul va fi numit de către noul președinte ales, nu de acest vechi care încă este în funcție, deoarece este și o procedură nouă de numire în funcția procurorului și toți se așteptau că va fi numit de către procurorul, de către președintele nou. Dar astăzi am aflat chiar că este și decretul acesta de numire a procurorului. Bine, care a depus și jurământul. Și jurământul, desigur, așa cum s-a făcut și la numirea prim-ministrului, la fel a fost aflat de acum post-factum cetățenii despre acest fapt și foarte într-un termen așa restrâns. E bine, așteptăm ce vor comunica bine guvernarea sau procurorul, de ce s-a făcut așa, sau o comentare președintelui care este la moment. Domnule Presac, vreau să aflu de la dumneavoastră. Care este părerea raportat chiar la acest concurs care s-a desfășurat pentru ocuparea funcției de procuror general? Cât de transparent s-a dovedit el? Cât de justificată a fost această trăgânare până în ultimele zile și graba despre care am încercat să discutăm chiar acum cu domnul Filipov? Vă rog, haideți să le luăm de la un capăt. Sunt mai multe semne de întrebare în privința desfășurării procedurii de înaintare a procurorului pentru a fi numit de către președinte, chiar de la începând de la momentul de depunere a cererilor de către candidați la această funcție. Vedem că au depus doar procurori cereri pentru a fi numiți, pentru a fi aleși în această funcție, deși puteau să depui și avocații, profesori titulari, asistenți din cadrul Curții Supreme de Justiție, a Curții Constituționale, însă au depus doar procurorii și au depus în situația în care încă nu știa va fi modificată Constituția, cum va fi modificată Constituția și care vor fi prevederile noi ale Constituției Republicii Moldova. Și astfel au depus doar procurorii cereri pentru a candida la această funcție și nu știm posibil, poate chiar ceilalți procurori poate au fost așa numai formal pentru a crea un concurs între cei care au depus cererea, dar poate era în realitate numai o singură candidatură, posibil, nu poți confirma aceasta cu certitudine. Și apoi spune în discuție dacă în general în componența respectivă a Consiliului Superior al Procurorilor putea să fie desfășurat acest concurs, pentru că prevederile constituționale au fost modificate acum recent, însă tot concursul a fost desfășurat sub egida acestui Consiliu Superior al Magistraturii în componența veche,
componența aceasta n-a fost modificată după adoptarea noilor prevederi constituționale. Și iarăși ce spune întrebarea în privința legitimității acestui Consiliu Superior al Procurorilor și dacă anumite prevederi din legea cu privire la procuratură nu contravin chiar prevederilor noi ale Constituției. Pentru că în legea cu privire la procuratură se menționează că componența Consiliului Superior al Magistraturii se va păstra până la expirarea mandatelor acestora. Însă vedem că Constituția a fost modificată acum recent și odată cu modificarea Constituției și instituirea prin prevederile constituționale a unui organ, spunem așa, nou la nivel de Constituție, trebuia să fie modificat și componența Consiliului Superior al Procurorilor și odată cu alegerea noilor membri a Consiliului al Procurorilor putea fi ales și un nou, a propus și o nouă candidatură sau o candidatură a Procurorului General. Domnule, da, spuneți, domn Filipov. Dacă îmi permiteți să adaug ceea ce a spus colegul, deci chiar aș spune, după părerea mea, că a fost o mimare acestor două etape, deci primele două etape a concursului, deoarece ele au fost petrecute înainte de a fi făcute modificările astea constituționale, da? Deci după modificarea Constituției. După părerea mea trebuia să fie, deci la început să fie modificată Constituția și ulterior a început și procedura, prima, a doua etapă și a treia etapă de alegere a denumirea acestui procuror și ulterior, desigur că era și denumit de președinte nou ales. Dar, păreri de rău, acele două etape au fost petrecute. Până la modificarea Constituției, doar a treia etapă a fost făcută. Probabil telespectatorii noștri se întreabă, această grabă este justificată de faptul că noul președinte nu avea să semneze acest decret de numire în funcție? Posibil și așa. Noi suntem deci prezenți la unele declarații, nu știu, sunt politice sau declarația noului președinte ales, pe care a spus că procedura și în general toate concursurile le consideră posibil ilegale sau totuși nu consideră acest procuror trecut aceste etape, nu știu, legal sau legitim, transparent, deci legitimitatea a fost deci, respectată. Totuși, posibil, noi doream ca să fie petrecut această etapă, toate trei etape, deci de când era de comandă numit în președinte, deci validată mandatul dumnealui ca să vadă toată procedura respectivă, dar știți când vedeți că de cum etapele se trec pentru a fi concursul deci numit inclusiv și procurorul, deci toate trei etape și încă nu ai desigur graba asta și la primul și la doilea și a doua etapă a fost tot în grabă făcută și mai mult aș spune așa, pe ascuns mai mult a fost, nu într-atât a fost de difuzat aceste toate etape, deci dacă nu mă greșesc chiar a fost concursul cu numirea directorului la CNA a fost mai mult mediatizată. A fost și profesori, a fost și avocați, dar la moment ce suntem prezenți chiar a fost doar procuror și nimeni altcineva. Domnule Filipo, vreau să vă întreb, de ce până la urmă aceste instituții ale statului, și mă refer la sistemul judecătoresc, și-a pierdut din credibilitate? Și aș îndrăznesc să vă acord o întrebare poate tranșantă. Cetățeanul Filipo are încredere în sistemul judecătoresc? Făcând abstracții de avocatul Filipov. Eu aș puțin m-aș rezerva de la răspunsul da. Acesta, oricum suntem avocați da. Și n-aș putea să spun acest fapt. Chiar mi rezervez acest drept. N-aș vrea să spun, dar oricum eu aș spune altceva, că noi insistăm la mă repet, la dispoziția societății, atitudinea societății față de aș spune și inclusiv toate opiniile publice, chiar inclusiv și pe rețele sociale, că de socializare, deci cum se manifestă
societatea civilă. Desigur că vedem că este scăzut credibilitatea la aceste instituții. Domnule Prisac, spuneți-mi, vă rog, domnul Haruge, în calitate de procuror general, deja în funcție, putem spune, care sunt primele acțiuni pe care trebuie să le întreprindă, raportat la credibilitate și raportat la misiunea pe care o are din acea funcție? Ca orice procuror general care urmează să conducă această instituție, trebuie să-și facă un plan de acțiuni pentru a și redresa situația care este la nivel de procuratură generală, în sistemul procuraturii și, de asemenea, de a întreprinde noi măsuri în combaterea faptelor ilegale și toate acestea pornind și la cele declarații care au fost până la numirea sa în funcție, prin care a declarat că vor fi dosare de rezonanță. Această promisiune trebuie să fie... Acest lucru probabil ne-a promis fiecare procuror, dacă nu mă înșel în memorie. Dar trebuie să fie oricum în limitele legii, să nu fie cu tentă politică și dacă va fi realizate aceste promisiuni, va fi ceva bun pentru societatea Republicii Moldova, dar iarăși mă reiterez că nu trebuie să depășească acele limite a unei legitimități, a activității procurorilor, ca să nu fie careva dosare fabricate sau alte dosare de interes politic. Adică nu presupun acest fapt, dar ar fi corect ca aceasta să includă planul de acțiuni al procurorului. Domnule Pistac, domnul Haruge întruchipează calitățile necesare din punct de vedere psihoprofesional pentru această funcție? Pentru că foarte mult a fost discutat că este omul lui Plahotniuc, că face joc politic și așa mai departe. Viziunea dumneavoastră ca un avocat. Domnul Eduard Haruge, pe părerea mea, întrunește cele mai în generale criterii de, pe care trebuie să întâlnească un procuror în general. Nu are sancțiuni disciplinare, deci a avut o sancțiune disciplinară care a fost anulată și nu putem să vorbim că are sancțiuni disciplinare. Este o persoană, după părerea mea, care are o tactică în acțiuni, în prezentare. Este un om destul de calm, care este o calitate foarte bună pentru un procuror general, dar poate se pune întrebarea cât este de vertical, dacă are o verticalitate în acțiunile sale, dacă tot ce se planifică, se planifică din propria lui inițiativă sau este o inițiativă a unor persoane din spate. Deci vom vedea pe parcurs verticalitatea procurorului în general și aceasta foarte mult contează în combaterea infracțiunilor. Domnule Filipov, raportat la noul procuror general, întruchipează el calitățile necesare, corespunde așteptărilor noastre? Domnul avocat Prisac spunea despre această sancțiune disciplinară, cel puțin pe parcursul documentării eu nu am găsit că a fost anulată această sancțiune disciplinară și mă refer la faptul decesului tânărului Ion Țăbuleac după protestele violente din 7 aprilie 2009, dacă vorbim despre același lucru, da? Da, după cum eu cunosc, a fost anulat, dar... Da, pot fi informații unilaterale pe care le-am obținut, domn Filipov. În privință la calitățile domnului procuror general, de acum spate și așa de vorbi de cum este toate procedurile trecut. Deci, suntem prezenți ceva timp urmă, început și activitatea lui ca procuror interimar, care a fost făcute careva acțiuni, inclusiv la serviciul Vamal, au fost reținerile masive și la alte acțiuni am văzut în care s-a implicat și procuratura generală. Vedem pe parcurs care vor fi și acțiunile însuși în procuror, fiind numit și procuror general, care
Posibil acum sunt posibil să fie și mâinile mai dezlegate, fiind de acum și în statut de procuror general, fiind trecute toate treptele. Timpul cred că va arăta cât este de liber în acțiunile sale. Spuneți-ne, vă rog, spuneați ceva mai devreme despre noul președinte ales, mă refer la domnul Dodon, care spunea ieri, de fapt, și cerea domnului Timofte să nu grăbească, citez, să iau decizii în acest sens, pentru că nu va avea legitimitate în fața sa și în fața poporului. Mai poate întreprinde ceva noul președinte la acest capitol sau urmează să așteptăm până la expirarea mandatului domnului Harujan? Trebuie să vorbim despre două aspecte, legitimitatea și legalitatea. Da. Da? În privința legitimității, nu cred că de cum noul președinte ales va putea face ceva. Desigur, trebuie de revăzut toate etapele sau toate concursul și anume numirea, de văzut dacă sunt careva greșeli sau careva deci legalități în acest sens, dar în privința legitimității, părerea mea că sunt careva suspiciuni aici, inclusiv apare suspiciune și la cetățenii, deoarece știm că domnul Harujan a fost și procuror interimar, a fost viceprocuror, deci a fost înaintat, poate spus așa, de către guvernarea actuală și a fost numit de către prezentul președinte, care de acum este, deci credibilitatea acestuia nu există, da, poate spus așa, în societate și în țară și de atât legitimitatea acestuia chiar este așa la îndoială, da? Deci legalitatea acestui numiri, iar și mă repet, trebuie de văzut toate, nu pot să mă expun acum, că trebuie de revăzut toate etapele, toate concursurile, dar oricum, după părerea mea, iar și reiterez că trebuia aceste două primele etape care au fost petrecute înainte de modificarea Constituției, trebuia deci făcute ulterior de modificarea Constituției. Domnule Presac, noi reprezentanții media discutăm de regulă despre șefii anumitor instituții, procuratură, CNA și așa mai departe. Haideți să vedem, există personal suficient calificat în cadrul procuraturii, dacă vreți, în cadrul instituțiilor de alt gen care ar putea să-l ajute pe domnul Harujan, poate în intenția de a face regulă. Când vă întreb lucrul ăsta, nu pot să nu pun în discuție despre plecările, le-aș numi eu masive din sistemul judecătoresc. Cum am putea noi vedea aceste stări de lucruri? Există o interdependență până la urmă? Procuratura face parte din puterea judecătorească și de calitatea actului justiției depinde atât de activitatea calitativă a procuraturii cât a instanțelor de judecat. Și pentru a activa și a-și realiza scopurile activității procuraturii trebuie să activeze corect și instanțele de judecată pentru a ridica nivelul calității actului justiției. Și încă mai sunt... De ce pleacă lumea din sistem? O întrebare tranșantă, dacă vreți. Din sistemul judecătoresc, dacă analizăm acum cum s-a observat, s-au depus mai multe cereri de judecători privind demisia lor din funcție, pot fi mai mulți factori, în special ultimele modificări sau ce se propune în privința modificării condițiilor de obținerea pensiilor sau de pensionare a judecătorilor, care prevede deja condiții egale, aproape egale, comparativ cu ceilalți ceilalte persoane care ating limita de vârstă. Poate fi acesta un motiv, pentru că mulți din cei care sunt la moment judecători au și licență de avocat și până a fi numiți în funcție de judecător, ei au activat în calitate de avocat, dar poate au mai dorit să aibă și o pensie bună și activând ulterior după ce vor da demisia din sistemul judecătoresc, să aibă atât o pensie potrivită, cât și un orariu de avocat. Raportat la venituri. Noi iarăși am scris și nu o singură dată că veniturile unui judecător poate mulți dintre concetățenii noștri și le-ar dori.
Acum mi-e greu să dau o cifră pentru că să nu o dau în bară, dar salariul este bun, aș îndrăzni să zic eu. Salariul poate este bun, dar dacă am acumulat o pensie bună cu, împreună cu un onorariu al avocatului, ar fi mai bun decât un salariu de judecătură. Asta, să ai un onorariu de avocat și o pensie bună, cred că este mult mai bine decât un salariu de judecător, dar cu o activitate mult mai presantă. Să fii judecător, activitatea de judecător cere multe eforturi comparativ cu situația când primești o pensie și mai ai un dosar, două, în baza căruia îți întreții activitatea. Și poate fi acest un motiv, poate fi și alt motiv, de exemplu... Dumneavoastră nu vedeți motivul politic sau criteriul politic? Pentru că de ce pusesem astăzi întrebarea dacă întâmplător sau nu Harujin este omul puterii sau omului Plahotniuc, nu? Poate fi și un alt factor, ceea ce s-a întâmplat cu judecătorii reținuți în masă, spunem așa, și ceea ce a declarat domnul Harujin că vor fi iarăși dosare de rezonanță, poate fi și această teamă a judecătorilor că vor fi analizați în privința fiecărei acțiuni, fiecărei hotărâri și pentru a nu fi supuși acestor pedepse, răspunderi, posibil au renunțat la această activitate destul de presantă din punct de vedere psihologic pentru judecători. Domnule Filipov, de ce pleacă lumea de sistemul judecătoresc? Și nu cei mai răi, aș îndrăzni eu să zic. Deci, sigur că și inclusiv în mass media se vehiculează că aceste plecări datorează modificărilor sau deci, a legii cu privire la pensionare. Da? Asta e partea oficială, da? Aș spune că partea oficială, deoarece după modificările noi, deci inclusiv judecătorul trebuie să aleagă sau pensia sau salariul, da? Dacă nu mă greșesc, după acum, la moment, dacă el se pensionează, are o garanție, dacă nu mă greșesc, de 75% din salariul care îl are. Și dacă are 75% din salariul pe care pensia pe care o a avut, adică în pensie, da, salariu, atunci are și aceeași licență de avocat, poate să-și întreține și familia, bine, fără stres, este o activitate liberă. Totodată se discută și totodată se discută despre toate, nu știu, lupta CSM-ului care a început acum cu unii judecători corupți, da? Posibil să fie și acest lucru, lupta cu corupția, care inclusiv presează și Uniunea Europeană asupra acestor reforme ca să fie, deci, nimicită corupția la noi. Posibil să fie și alte cazuri. Reformele se realizează sau se mimează? Într-un fel și se mimează. Deci, aș spune așa, se merg reformele acestea cu un pas foarte mic, posibil să fie o mimare, deoarece inclusiv societatea, nu, cetățenii nu observă această reformă, da, nu o simt, nu că nu observă, dar nu o simt pe pielea. Poate e și din partea instituțiilor statului care până la urmă, aș îndrăzni să zic, secretizează informația, pentru că ați pomenit ceva mai devreme despre acești judecători care au fost reținute în grup, atunci noi toți am scris, am făcut publice informațiile, după aceea s-ar părea că s-a uitat deja acest episod, nu mai cunoaștem informații. Se dă informația așa, la moment, foarte scurt, cât consideră că e necesar pentru cetățeni. Da? Nu se duce o continuitate până în sfârșit, ce este cu soarta dosarelor respective. Noi observăm ultimul timp alte dosare care sunt politice, că se fac publice și ședințele, fac declarații și procurorii, dar la unele dosare chiar se dă informația cât foarte succintă, informația săracă, așa cât îi consideră de necesar. Vreau să adaug că aceste garanții a independenței judecătorilor au fost început a fi reduse nu de acum, dar de mai demult, chiar începând cu anul 2012-2013 au fost micșorate acele și garanții juridice. Deci acum sunt minimalizate garanțiile sociale ale independenței judecătorilor, dar ne aducem aminte că în anul 2012-2013 s-au făcut modificări în legea cu privire la statutul judecătorilor
și s-a stipulat că pot fi intentate dosare penale împotriva judecătorilor și fără acordul Consiliului Superior al Magistraturii, în cazurile de corupție, în cazul de spălare a banilor. Deci această garanție juridică a fost exclusă din legea cu privire la statutul judecătorilor în privința acestor infracțiuni. Apoi vedem că s-a minimalizat această... Credeți că până la urmă? Ce comparativ cu situația de până la 2012, sunt mai vulnerabil și posibil în această considerent și pleacă. Nu doar eu declar acest lucru, dar au mai declarat-o și alții. Și pe de altă parte, în ce își privește încrederea societății în aceste instituții în sistemul judecătoresc, aș vrea să menționez că, deși pe de-o parte se fac reforme în favoarea cetățeanului, pe de altă parte se fac reforme în defavoarea cetățeanului, pentru că vedem că, conform legislației în vigoare, multe din ședințele judecate sau multe din dosarele examinate se examinează în lipsa părților. Vedem care e situația la Curtea Supremă, dosarele, majoritatea se examinează în lipsa părților, doar în unele cazuri pot să invite părțile. Anterior, până la anul 2012, nu era situație. Curtea Supremă Justiție examina cauzele atât civile cât și penale în prezența părților. La moment nu este acces, judecătorii examinează în lipsă, însă s-a constatat pe parcursul dezvoltării istoriei că toată justiția, toate dosarele care au fost soluționate doar în formă scrisă, a scăzut calitatea actului justiției. A fost în perioada medievală, când în procedurile inchizitoriale se examinau cauzele în formă scrisă, dar s-a constatat că s-a slăbit calitatea actului justiției. Și vedem ce se întâmplă acum, că sunt multe dosare, se examinează într-o formă doar scrisă, se prezintă doar materialele, părții nu se prezintă și astfel, la urechea judecătorului poate să ajungă o informație eronată, înțelegând altceva din materialele dosarului. Domnule Pristac, eu în calitate de cetățean, ce ar trebui să înțeleg atunci când vorbim, poate la infinit, aș îndrăzni iarăși să zic, despre reforma în justiție? Pentru că dacă ne aducem aminte, președintele încă în exercițiul Timofte începuse cu ce? Cu ridicarea salariilor, pentru că zicea dânsul, vom încerca să combatem corupția în rândul judecătorilor. Așa se pune problema. Cu adevărat, era necesar ca să fie ridicate salariile, pentru că se pune problema că fiecare judecător în parte, că pe de-o parte mulți vin cu diferite propuneri care sunt destul de tentante, dar pe de altă parte au un salariu mic și cu adevărat erau vulnerabili și la aceasta judecătorii. Și de aceea primul pas, pe părerea mea, a fost corect a domnului Nicolae Timofte, că a venit cu această inițiativă de a ridica salariile, ca apoi să întreprindă niște măsuri așa mai drastice în privința corectitudinii activității judecătorilor, ca ceea ce se cere să fie într-un fel justificat la salariul pe care îl au. Pe de altă parte, și s-a ușurat munca judecătorilor, pentru că s-au oferit asistență judiciară care ajută în activitatea judecătorilor, dar pe de altă parte s-au înaintat cerințe de calitate față de actul justiției. Domnule Filipov, spuneți-mi, vă rog, ați avut câteva teze pentru a completa la ceea ce spunea domnul Pristac, vă rog. Vreau să menționez iarăși cu reformele în justiție, posibil cu plecările, da. Inclusiv posibil să iei și plecările în... Deci, acum, judecătorile din sectoare se unesc într-o judecătorie Chișinău. Da? Posibil cineva se gândește că posibil să cadă într-o... să nu între concurs, să nu treacă concurs, de exemplu, dumnealui este în președinte judecătorie de sector sau este vicepreședinte și posibil să nu treacă concurs, să cadă la un nivel mai jos sau invers, din la judecătorie, de la curte de apel să cadă într-un mai rang mai jos, adică la judecătorie și posibil și din acest fapt, da, posibil să fie și plecările, motivarea plecărilor date.
Dar modul în care se făcea justiția, cel puțin a făcut niște declarații destul de tari Ivan Deacov, atunci când a ieșit în fața media și spunea niște lucruri pe care noi le bănuiam, dar nu aveam tărie de caracter, poate să le spunem și noi. Poate domnul Deacov știe mai multe. La sigur cunoaște mai multe. Eu aș spune că de la judecător, dacă ai o cerință ceva, dar să faci un act de justiție foarte bun, trebuie să dai și condițiile. Așa cum a vorbit și colegul meu, condițiile sunt inclusiv și garanțiile sociale, inclusiv salariul bun, inclusiv aceeași tehnică, calculatorul, aceeași sală de ședințe să fie inclusiv cu asistențe. Noi știm chiar, sunt judecători din oraș, din Chișinău, sunt supraîncărcați. Da? Noi cunoaștem că inclusiv și Curtea de Apel Chișinău are pe zi ședințe, nu știu, la 50 de ședințe. E foarte greu ca să lucrezi. Dar totodată consider că acest volum de lucru apare iarăși din problema de credibilitate la instituții, da? Sau corupție care este părerea mea în justiție, deoarece dacă într-adevăr cetățeanul are credibilitatea față de justiție, față de instanță, dumnealui se duce la prima instanță, deci cum judecătorul dispune, ia o hotărâre, atunci dumnealui într-adevăr are credibilitatea și nu mai face treapta aceea la apel, la curtea de apel sau la curtea supremă de justiție sau în general, dacă desigur dumnealui are încredere în actul de justiție și știi că acest litigiu va fi examinat conform legislației, atunci nici nu vrea să meargă în litigiu ca nu cumva să facă sau invers, să gândească că cumva va merge careva șmecherii într-un dosar. Și de aici și volumul acesta mare de lucru apare. Domnule Filipov, în societate foarte mult s-a discutat, cel puțin iarăși o perioadă mai mult în primăvara și vara acestui an, ideea procurorului european, procurorului din partea cealaltă a Prutului și așa mai departe, erau teze care veneau să manipuleze opinia publică, erau realizabile sau pur și simplu erau acte de populism? E greu să spun acest lucru. Desigur, nu fac parte dintre acești care au făcut declarația respectivă, nu știu cu ce scop, posibil să fie atras puțin atenția la momentul dat când atunci s-a votat legea ce în februarie 2016, la începutul anului, ca să fie dată o credibilitate guvernării pe atunci, în fața la cetățeni, ca oamenii să creadă că într-adevăr aceste reforme s-au pornit, deci va fi numit și un procuror independent care nu va fi influențat din interiorul țării și deci va face reformele într-adevăr, dar la moment suntem în situație de a constata că nu s-a făcut acest lucru. Domnule Prisac, am o întrebare destul de interesantă și probabil fiecare din colegii noștri de breaslă ar fi acordat-o. Există presiune asupra avocaților în exercitarea acestei misiuni? În exercitarea acestei misiuni? Da. Nici de cum n-am simțit nicio presiune și... Atunci când vă întreb lucrul ăsta, mă refer la cazurile care au fost mediatizate, mă refer la cazul Ursache, mă refer la cazul altor personalități care spuneau că au simțit anumite presiuni din partea puterii și de aceea au fost nevoiți unii să plece, alții să încerce să găsească o cale de soluționare. Vreau să vă întreb, care este părerea dumneavoastră raportată la cazul Ursache, la alte cazuri cel puțin mediatizate? De ce se ajunge la albe acestora? Sau e ceva firesc să se întâmple? Sunt niște lucruri foarte misterioase în ceea ce se întâmplă cu aceste învinuiri în privința avocaților. O învinuire trebuie să fie una care are la bază o bănuială rezonabilă, să fie înaintată limitele legii. Aici se pune problema de termeni de prescripție, de circumstanțe, deci cauza anume acum este învinuită
acest avocat. Tocmai aceste aspecte ne dau de bănuit că sunt dosare politice. Deci urmează să constate deja, stabilească instanța de judecată, noi putem doar să ridicăm niște semne de întrebare și am spus că este un termen prea mare expirat după ce a avut loc aceste fapte, după cum mi-aduc aminte, acest fapt a fost în anii 90, 1990, da. Și abia acum, aproape suntem de anul 2017, când se redeschid din nou aceste proceduri. Și în preajma acestor evenimente politice este posibil ca să fie legate cu aceste învenuiri, cu activitățile politice a acestor avocați, dar și în special apărarea multor politicieni în diverse dosare. Pe părerea mea, orice avocat trebuie să fie, să se simte liber în apărarea clientului său, fără de a fi amenințat de niciun pericol din partea părții opuse, trebuie să vorbească cu partea opusă ca fiind o persoană echidistantă, fără a fi privită ca un oponent. Este avocatul care își îndeplinește profesia sa de a apăra clientul său, pentru că din aceasta își întreține existența. Nu trebuie să fie privit ca însăși partea opusă, pentru că avocatul apără mai mult drepturile procedurale ale clientului său, care nu trebuie să fie încălcate. Domnule Filip, aș mai adăuga aici că în cazul ăla, desigur, sunt careva unele suspiciuni în acest dosar. Cazul Rudenko, cazul domnului Ursache. Da, sunt careva suspiciuni, deoarece nu cunoaște foarte bine că domnul Ursache, avocatul Ursache, a fost mai activ în ultimul timp, inclusiv politic, cu deci apărarea a unor politicieni. Aș spune că dacă chiar și vorba aceea că fumul fără foc nu este, fum, da. Dar aș mai adăuga că aici este domnul Ursache într-o capcană, deoarece cum cunoaștem că în caz dacă dumnei va declara că este și va solicita inclusiv instanței să fie deci închis dosarul, încetat dosarul respectiv pe cazul de că este tardiv, da, deschis, nu este tardiv, dar este termen de prescripție, da, mai mult de 15 ani, atunci dumnei iarăși va apărea unele suspiciuni în privință la fapta respectivă, da, de ce ea nu merge pe această formulă. Gândesc că totuși dorește ea mai mult pe fond să se îndreptățească față de acest dosar care a fost întocmit. Spuneți-ne, vă rog, dumneavoastră, probabil este o întrebare care vă vizează pe fiecare în parte. În calitate de avocați, vi s-a sugerat cel puțin fie din partea sau reprezentanților judecătoriei, ca să nu dau anumite funcții, sau din partea părților adverse, că problema ar putea fi soluționată altfel decât pe cale legală? Ați avut cazuri? Nu, chiar nu au avut așa cazuri. Posibil, poate, practica mea nu într-atât este de mare, dar oricum mai mult de 5 ani, dar nu am avut niciun caz. Domnule Prisat. N-am avut asemenea situații, deși unii clienți întrebau dacă alții procedează astfel, am spus că nu mă interesează ce fac alții, acționez doar în baza legii, există mijloacele de apărare pe care trebuie să le utilizăm în apărarea drepturilor noastre. Domnule Filip, eu vreau să mai discutăm despre un aspect. Pe ultima sută de metri, regia ne zice că mai avem 5 minute la dispoziție, la reținerea acestor 17 persoane care a fost luna trecută. Spuneți-ne, vă rog, din istoria Republicii Moldova și din câte cunosc eu în calitate de jurnalist, nu am mai avut un asemenea precedent. Asta ar însemna că nu am avut acte de corupție, toți judecătorii și angajații din sistem și-au făcut tema pentru acasă foarte bine și acum s-a întâmplat ceea ce s-a întâmplat. De ce tocmai această cifră destul de impunătoare, aș îndrăzni eu să zic? Veți vedere cele rețineri cu serviciu, da, Vamal, da, da. Cu toate...
Sunt mai multe deci, aspecte, ce aș discuta în privință la posibil, este un aspect de credibilitate, să fie dat o credibilitate față de procuratura generală și anume pe atunci era procurorul interimar, da, care este acum și procurorul general. Posibil era ceva de PR politic, aș spune, ca să fie credibilitatea față de guvernare. Nu cred că, înțelegeți, eu, când sunt așa masive rețineri, asta de fapt constată că sistemul judecătoresc este putred. Deoarece el trebuie să lucreze continuu, da? La fiecare etapă trebuie să fie rețineri dacă sunt cazuri, dar nu poate să fie așa făcută o procedură masivă de reținere acestor oameni. Da? Deci, dacă ai aflat despre o persoană, atunci la momentul ăștia la reținere nu îl duce ca să fie făcută o structură mare de oameni corupți. Și corupția astfel să evolueze. Domnule Prisac, vreau să vă întreb, cred că este ultima întrebare în cadrul acestei emisiuni. Săptămâna trecută, dacă nu mă înșală memoria, ați apărut în fața mai multor instituții media cu un caz destul de interesant pe care îl apărați. Era vorba de o persoană cu deficiențe locomotore care era tărâtă prin instanță de judecată. Spuneți-ne, vă rog, cum se poate întâmpla că am văzut fotografii, cel puțin imagini, acea persoană în cărucior mobilizată, tărâtă prin instanță de judecată. Deci, care mai este epopeea acestui caz și cum s-a ajuns aici? Deci această persoană fără mâini, având doar un deget la mână și fără picioare, la moment este învenuită de faptul că ar fi aplicată violență, ar fi bătut niște polițiști. Lucru care a generat mari discuții pe rețelele de socializare. Toți se întrebau cum e posibil. Ceea ce nu poate fi posibil, dar vreau să menționez că această metodă a polițiștilor a fost aplicată de mai multe ori în privința altor cazuri, dar în privința persoanelor care au și mâini și picioare, ceea ce ar putea să justifice și se invocă de polițiști, că în loc să fie acuzați polițiști că ei au bătut această persoană, ceea ce se întâmplă în cazul altei persoane, unde polițiștii aplică violența față de persoane și pentru a se apăra singurii ei polițiștii, își creează niște vătămări, își fac niște vătămări, se prezintă la centrul de efectuare expertizii medico-legale și apoi invocă că iată a fost săbătut în aceste circunstanțe. Și cu părere de rău, aceste persoane care au fost victima acțiunilor de tortură a polițiștilor sunt până la urmă condamnați pentru niște fapte care nu au avut loc. Însă în privința acestei persoane care nu are nici mâini, nici picioare, într-un fel nu se leagă ceea toate ce se învinuiește și metoda de apărare a polițiștilor care o aplică și în alte cazuri. Și am avut alte cazuri, dar când deja persoanele învinuite au și mâini și picioare, dar este greu de a dovedi în aceste cazuri că a fost el bătut de polițiști și nu invers. Însă în cazul aceste persoane pe care o apă fără mâini și fără picioare, care este dumnealui Nicolae Ciobanu, dumnealui a merit în această capcană, dar din care poate să iasă. Domnilor invitați, eu vă mulțumesc pentru prezența în studio în cadrul emisiunii Reflector Analitic. Multe aspecte au rămas pe din afară ce urmează a fi dezbătute. Vă mai așteptăm și cu alte ocazii. Stimați telespectatori, în studioul Reflector Analitic a fost Vadim Filipov și Alexandru Prisac. Vă mulțumesc pentru prezență. Mulțumesc. Atât am reușit în cadrul emisiunii de astăzi. O seară bună alături de Accent TV.